Se știe foarte bine faptul că în momentul în care îți cumperi o mașină second hand, te expui la riscul de a lua o țeapă. Puteți observa și în aceste rapoarte poze înainte și după daune. Mașinile au fost reparate, puse la vânzare, kilometraj modificat. Bineînțeles, și în România se practică aceste scamatorii, să zicem așa. Puteți beneficia de 20% reducere la fiecare raport prin linkul din descriere. Exemplul este și această Skoda Octavia, care are și kilometri dați înapoi și anumite daune. Aveți link de care vertical în descriere. Bine v-am găsit la un episod în care vreau să o prezint și să conduc încă o mașină adusă la comandă. Mi-aș fi dorit să fac o prezentare exterioară, însă vremea nu mă ajută, bate foarte tare vântul afară și nu m-aș fi auzit nici cu cea mai scumpă la variere din lumea asta, adică e foarte puternic vântul care bate. Așadar, conducem încă un Renault, probabil ați văzut deja clipul din seria Viața de Samsar, Bișnițar, Dealer Auto și așa mai departe, în care v-am arătat că în ultima perioadă au ajuns 5 Renault-uri și, mă rog, un Audi A5 care este al meu în stoc. Găsiți o prezentare detaliată cu ea pe canal. Iar aici avem un Renault Kadjar. Știu că foarte multă lume vrea X-uri, vrea Q-uri, vrea, nu știu, orice fel de SUV-uri de la alte mărci. Însă mașina asta mi se pare cinstită, e o mașină bună, primești multe dotări pentru bani relativ puțini. Bine, aici se raportează și la prețul de nou, bineînțeles, dar primești multă mașină și plătești mai puțin. Deci avem un Kadjar 1.6 diesel. Dacă folosiți Instagram, găsiți pozele cu ea din Olanda și de când a ajuns, ca să fie un fel de before and after pentru cei interesați. Și acum o fac un mic test drive pentru că urmează să vină și clientul să ridice mașina și am zis că este o mașină care merită o prezentare pentru că n-am mai prezentat un Kadjar de ceva timp. Să zic că a fost cerere pentru mașina asta și ironia sorții face ca și seria 4 asta de aici să fie adus tot de mine, un seria 4 benzină facelift. O să îi fac o prezentare în viitor. Da, ideea e simplă. Este un 1.6 diesel, am avut cerere pentru Kadjar, doar că mulți nu au un buget real sau nu au așteptări normale când vine vorba de mașina asta. Adică, până la urmă, e un Renault, e fiabil, are o gardă la sol foarte înaltă. Ideea este că mașina asta, mai ales dacă ai bani de o mașină nouă, eu o văd o alternativă la un Duster. E mai bine făcut decât un Duster, ai mai multe rotări decât poți avea pe un Duster, dar un Kadjar, de exemplu, mașina asta în baza numărului de matriculare din Olanda a fost undeva aproape de 30.000, raportat la prețurile care erau atunci când s-a lansat, în 2016. Dar acum, bineînțeles, Kadjarul e mai scump, mă rog, au intervenit alte costuri, inflație și așa mai departe. Se livrează și mult mai greu, dar eu m-aș gândi oricând la mașina asta, dacă vrei o mașină cu o gardă înaltă la sol, să nu prea ai bătăi mari de cap cu ea. Adică, costurile de întreținere nu mi se par foarte mari. Singurul lucru care mi se pare un pic ciudat e faptul că în motorul ăsta de 1.6 intră 6,3 sau 6,7 litri de ulei. Mașina asta a beneficiat și de revizie, a fost una dintre cererile clientului și m-am ocupat eu de revizie și toate cele. Și, într-adevăr, intră aproape 7 litri, așa intră și la talisman, dar a fost cerința lui, am făcut revizia pentru că mașina avea nevoie de o revizie. Era făcută acum vreo 20.000 de kilometri, cred, dar în rest mașina merge bine, trage, e destul de îngrijită. Acum, na, ca orice mașină care vine din afară, mai sunt murdare sau atinse aici colo, dar astea sunt mașinile, până la urmă nu pot fi perfecte. Însă ce e important la ea, motorul merge bine, cutia schimbă bine, oricum nu prea am văzut o cutie din astea sparte, nici măcar pe Logan sau pe orice mașină din grupul ăsta, foarte rar. 1.6, 130 de cai putere, avem așa, plafonul panoramic, Bose Edition de sistem audio Bose, farurile LED Pure Vision, full LED, care au funcția de fază lungă automată, fază scurtă automată, comenzile pe volan care cred că vin în standard, buton de eco, start stop-ul, navigație, cameră marșalier, avem aici butonul pentru parbriz încălzit. De obicei dotarea asta vine pe Olanda pentru că e destul de fric și la ei în sezonul rece. Clio pe două zone, avem încălzirea în scaune care este aici, lângă cotieră. Oarecum tipic Renault sau mașinilor franțuzești, că spuse foarte diferit, să zic așa, butoanele de încălzire în scaune și climatronic și așa mai departe. Avem
niște USB-uri acolo jos, avem brichetă, avem stickerul sau badge-ul cu Bose acolo pe bord, ceasuri digitale care la fel, din câte știu eu, vin în standard, avem scaune cu semipiele, deci ca și dotări, cred că i-ar lipsi 4x4 și în rest cred că are tot. Oglinzile sunt reglabile electric, cred că ar fi cam tot pentru un Kadjar. Din câte știu, cred că pe 1.5 nu poți să ai 4x4 și pe 1.6 cred că sunt cam toate manuale. Sau în orice caz, 4x4 știu sigur că vine pe 1.6, n-am văzut 1.5 4x4. Poate n-am văzut eu, poate există. Avem și multiple sisteme de siguranță, avem parcare automată, avertizare la părăsirea benzii. Este un sistem care te avertizează în momentul în care e un fel de lane departure warning, doar că doar îți bârie în boxe, nu-ți ia și volanul astfel încât să te ghideze. Avem frânare activă, mă rog, sunt multe similare cu talismanul. Bine, e cam același sistem de operare, tot airlink-ul la bază. De exemplu, pe Kadjar nu știu să fie head-up display-ul, nu am văzut, pe versiunea asta sigur nu sunt. Am mai ajutat acum pe cineva recent să-și cumpere un Kadjar facelift, poate o să-i facem o prezentare ca să vedeți acolo mai multe diferențe. Frânare activă care este activată, alertă la un ghiumor care este acolo în oglindă, fază lungă automată care este și activată. V-aș arăta camera marșalier, dar am pe cineva în spate la semafor și probabil s-ar panica, ar zice că vreau să dau în el. De aici activăm limitatorul de viteze, tempomatul, pilotul automat și așa mai departe. Deci cred că are marea majoritate a dotărilor. E o mașină bună, pentru România mi se pare o mașină foarte bună. Cred că a fost oricum printre cele mai bine vândute, sau este printre cele mai bine vândute crossover, că nu l-aș numi SUV neapărat, dintre cele foarte căutate, să zic, până în 15.000 de euro, pentru că într-adevăr sunt frumoase, chiar e frumos. El și Qashqai-ul, bine, la bază sunt cam același mașini, diferă puțin designul, dar la bază motoarele sunt aceleași, cutiile sunt aceleași, adică platforma în sine e comună. Aici mai mult chestii de gusturi. Cred că este puțin mai frumușel, așa, mai frumos desenat Kadjar-ul, dar nici Qashqai-ul nu e rău. Dar în principiu sunt cam aceleași motoare, sunt cam aceleași mașini, mai mult chestii de gusturi când vine vorba de design. Sau, uite, de exemplu, Kadjar-ul nu a avut un model înainte pe care să-l înlocuiască, că nu putem să zicem că a locuit Koleos-ul, care oricum are varianta lui. Deci nu știu dacă ar fi ceva care să fi înlocuit, care să fi fost înlocuit de Kadjar. La Koleos, da, a avut Koleos și înainte. În schimb, la Qashqai, Qashqai-ul, da, are primul model, cred că a apărut prin 2006-2007, după care din 2010 a apărut faceliftul, modelul Euro 5, și în 2014, la final, a apărut Qashqai modelul nou, după care acum a apărut faceliftul, mă țin minte, 2020-2021, pe acolo au apărut. Sunt mașini bune, sunt mașini cinstite, sunt mașini în care poți să ai încredere că nu te lasă în drum, adică nu sunt mașini complicate. În general, după părerea mea, problemele la Renault nu vor fi la cutiile de viteze sau la motoare, ci mai degrabă la ceva electronic, habar nu am. Și oricum, Kadjar-ul mi se pare că este foarte des întâlnit pe străzi. Într-adevăr, poate dacă mi-aș lua unul pentru mine, cred că mi-aș lua 1.5 ca să consume și mai puțin de atât. Și cred că l-aș lua cu cutie automată. Bine, în mersul ăsta așa clar n-ai ce să faci cu manuala, adică ai ce să faci, dar este foarte deranjant. În schimb, mașina, v-am zis, de-a lungul timpului, pe bază de istoric, pe Olanda au fost ca cele mai îngrijite mașini. Volanul nu are nicio zgârietură, absolut nimic, adică arată bine. Într-adevăr, e puțin murdară, e puțin prăfuită, dar nu sunt mâncate mânerele, nu sunt mâncate, nu-i mâncat schimbătorul, pielea asta de aici nu e mâncată, adică știu că mulți dintre voi zic că, domne, tot un Renault rămâne. Sunt total de acord că este tot un Renault, dar mașinile astea sunt bune. Pentru banii pe care îi dai pe ele, sunt bune și dacă ai așteptări normale de la ele, eu zic că te vor mulțumi. Acum, din nou, sunt cazuri și cazuri, sunt oameni și oameni, sunt oameni care nu dau prioritate. Dar trecând peste asta, uite, chiar azi a venit un client să-și ridice talismanul inițiale Paris și a văzut și Kadjar-ul. Și am zis, băi, pentru o familie, Kadjar-ul mi se pare o mașină foarte ok. Ai panoramicul ăsta pentru copii, e foarte, foarte mișto. Ai lumină mașină, ai un sistem audio bun, ai farul LED pentru vizibilitate cât mai bună, ai sisteme de siguranță, ai cameră marșalier, ai, nu știu, mi se pare o mașină bună.
Adică mașina asta, ca să vă dau așa un range, a fost undeva la 14.000 de euro adusă, cu toate costurile incluse, ceea ce nu mi se pare deloc un cost mare pentru o mașină de genul ăsta. Da, știu, poți să-ți cumperi și X3 2010, 11, 12 automat, dar vine cu altă întreținere, vine cu alte costuri. Într-adevăr, nici nu se compare cum se conduce. Dar mașina asta ți-o cumperi mai nouă, cu mai puțin kilometri și mai puțină bătăie de cap. Și o mașină frumoasă, e o mașină Euro 6 până la urmă, adică după părerea mea merită banii. Mașina are anvelopele aproape noi, jantele fiind pe 19, care totuși cred că se ridică la 3-4.000 de lei noi. Să zice că sunt second, dar oricum, atâta timp cât încă sunt în stare bună, putem să vorbim de o investiție de 2.000 de lei, care este, să zic așa, evitată de clientul final, pentru că mașina are anvelope în stare bună, jantele nu sunt zgriate. E clar oricum că mașina nu prea cred că a mers în oraș, a mers mai mult la drum lung și motorul merge ok, adică într-adevăr cel mai echilibrat motor, nu, cel mai echilibrat cred că este ăsta de 1.6, 131 de cai, este cel mai puternic pe care puteai sări pe varianta asta. Mai ai 1.2, dar nu prea recomand motorul ăla, depinde ce nevoie ai. Dacă mergi strict în oraș e ok și 1.2. Uite, de exemplu, Qashqai-ul, generația asta, nu mi se pare deloc o mașină urâtă, e o mașină frumoasă, păcat că doamna vorbea la telefon, dar acum ce mai contează siguranța celor din jurul nostru, atât timp când noi suntem bine, suntem bine, facem și noi un live pe TikTok, facem niște trandafiri. Mă tot gândesc să încep să postez și eu din când în când pe TikTok, pentru că am văzut că, într-adevăr, acolo este cel mai mare trafic, este cea mai mare șansă să te viralizezi, dar se promovează și foarte multe tâmpenii. Și dacă aș posta-o sub formă de conținut ok, adică nu să mă apuc să fac toate tâmpeniile sau provocările sau alte cele pentru bani, că nu stă în caracter, mai bine nu mă apuc. Dar asta va rămâne de văzut pe viitor. Of, Renault plasticos, într-adevăr, na, nu e o marcă premium, dar pentru banii pe care îi dai pe ea, după cum am zis anterior, mi se pare o mașină foarte bună și trebuie doar să așteptăm normale. Depinde foarte mult și de la ce mașină vii. Că dacă tu te dai jos dintr-un X4, X5, X6, oricum nu o să te urci, după părerea mea, într-un Kadjar, că ți se va părea o cutie de chibrituri care e nesigură și plasticoasă și prost antifonată și așa mai departe. Că e normal să ți se pară așa când vii de la o mașină care a fost peste 100.000 nouă. Dar dacă vii de la un, nu știu, ceva mai vechi, habar n-am, un Golf sau ceva, mașina asta probabil va fi un upgrade și o zic că vei fi mulțumit de ea. Acum depinde mult și de gusturi, depinde ce mașină ai mai condus, depinde ce mărci ai mai condus, pentru că, în general, după cum am zis-o și în clipurile cu talismane, oamenii care ajung să cumpere Kadjar, uite, n-am reușit încă să aduc un Renault Espace, cum vrea fiecare să zică, n-am reușit să-i duc și îmi doresc să aduc un model din ăla, pentru că îmi plac foarte mult cum arată. Am vrut să cumpăr una de pe Adesa, era intens, nu era inițiale Paris, dar avea o mulțime de dotări. Și am intrat, am făcut calculele cu TVA, cu toate cele, cu RAR, cât mai duce să pot să câștig și eu ceva la ea, până m-am gândit eu s-a dat. Normal. Dar îmi doresc să aduc o mașină din aia și îmi plac foarte mult cum arată. Sunt la fel foarte bune pentru familie, mai ales dacă prinzi una cu 7 locuri. Am avut oarecum cerere, dar am avut pe cineva care el voia la 10.000 de euro Renault Espace, până în 200.000 de kilometri, bineînțeles. Inițiale Paris, automat, panoramă, for control, încălzire, ventilație, masaj, să fie 10.000. Da, frate, că o fabricăm pentru tine. Acum mașina e 15-16.000 pe piață și tu vrei la 10.000, că atât ai tu. Să fim serioși, multă lume are impresia că în afară mașinile sunt pe degeaba. Sunt, i-am trimis mașină cu 300.000 de kilometri și care se încadra în 10.000 de euro și mi-a zis, păi nu, care mulți kilometri. A, scuze atunci, ce să zic. Probabil singura metodă prin care ar putea să obțină un Espace inițiale Paris ar fi să dea avans 10.000 și restul în rate. Altă soluție nu cred că există. Mă rog, astea sunt chestii absolut normale, dar Kadjarul ăsta am mai prezentat pe canal și știți că mie îmi place să promovezi și alte mașini și alte branduri de mașini. De exemplu, uite cum e X5-ul ăsta, niciodată nu se va compara, sau Range-ul ăsta, sau, na. Dar sunt niște mașini care au deja aproape 15 ani de zile. Totuși au îmbătrânit și ele. Vor fi probabil bune în continuare, dar cu alte costuri de întreținere și de exploatare. Într-adevăr, un 3000 de la BMW nu se va compara niciodată cu un 6 de la Renault.
dar nici problemele eu zic că nu vor fi și motoarele astea de la Renault nu mai e nevoie să pun în revistă faptul că și-au dovedit fiabilitatea și consumul foarte bun, adică au arătat că sunt motoare bune și nu degeaba au ajuns și pe Mercedes, pentru că nu cred că n-aveau cei de la Mercedes buget să producă un motor de la zero. Pur și simplu le-au considerat fiabile și bune și astfel încât le-au pus și pe mașinile lor. Așadar, dacă aveți un Kadjar în familie, puteți să spuneți și mie în comentarii dacă sunteți mulțumiți de el, de ce, dacă nu de ce. Iar dacă vreți să faceți upgrade-ul la un Kadjar, care ar fi motivul pentru care vreți să faceți un upgrade la o mașină de genul ăsta? Cam asta este episodul. Facem aici un test pentru o mașină înaltă, să vedem cum se descurcă fără niciun fel de problemă. Haideți să vă arăt camera mașalier, că am văzut că mi-a mai zis cineva: du-te, mă frate, că tu pui din burtă dotări la mașini, că nu au dotările astea. Așa. Dacă vreți să faceți upgrade-ul la un Kadjar, care ar fi motivul pentru care vreți să faceți upgrade-ul la un Kadjar? Iar noi ne revedem la următoarele episoade. Vă salut!